Nu se poate, uite ce mi s-a întâmplat. L-am uitat în buzunar și tu i-ai călcat. Trebuia să ai mai multă grijă. Nu dai tu alții, că tu ai mai mulți. Nu. Hai, nu te negrăji, dacă o bancnotă este deteriorată, o poți schimba oricând, fără să plătești nimic la Banca Națională a României. Așa? Asta e rupt tot. Din câte știu eu, bancnotele se pot schimba și dacă sunt mai rupte. Însă trebuie să aibă cel puțin 60% din suprafață întreagă și cel puțin un hei, una din serii se poate fi citită în întregime. Este adevărat, dar învață totuși să fii mai atent cu banii. Nu numai pentru că pentru a obține bancnote frumoase trebuie să muncești mult, ci și pentru că banii se pot distruge foarte ușor. Nu trebuie să scrii sau să desenezi pe ei, nu trebuie să-i înțepi sau să-i tai cu foarteca, nu trebuie să-i pui pe soba sau pe caloriferul fierbinte, banii nu trebuie să ajungă mașina de spălat și, da, nu trebuie să fie călcat cu fierul de călcare. Dar eu, dacă sunt rezistenți, dar sunt din plastic. Așa este, eu am făcut din plastic și pentru ca să fie mai rezistenți, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii neglijent cu banii. Și tricoul tău este rezistent, dar ai grijă de el. Ia să-ți povestesc mai bine cum sunt fabricate bancnotele. Poate așa o să-mi grijă de ele.